Odihnească-se robul lui Dumnezeu Ioan. Ce se întâmplă aici? Ce preot ești, tu? Băi, nene, aici e un parastas. Ce treabă aveți, bă? Doamnă! Veniți să vă povestesc eu, veniți cu acest. Să fii jupuit în deplasare, mai bine e jupuit acasă la tine, îți găsești patru. Nu-i jupuit, părinte, că aici e ajuns cu oameni, dacă stai din este bine. El e un șarlatan, se ocupă cu afaceri. Aveți 15 aici, 15 milioane, 1500 de roni. Tu îmi trimiți, într-adevăr, uite, am trimis. Da, am trimis 1700. Am super ofertă, ia uite, frate, ren, bun, caritate. Asta da pomană. Adică ce biserică a ajuns o afacere? O să curgă bani. O să ai și tu în buzunar, o să am și eu. Ia complicat totul, ia! Părinte, să știi că sunt o păcătoasă. Bolnavă. Proastă, cine sunteți? Eu sunt nevasta lui. Sunt trăiător. Un mincinos. Impostor. Să-ți fie rușine. Asta e pentru mine și pentru fica ta și pentru soția ta. Bă, dar în ce țară trăim noi aici, mă? Asta e durerea care spuneam. Compor. Oamenii sunt în general imprevizibili. Unii luptă, alții vor doar să evadeze și să fugă oarecum din fața problemelor. Iar alte persoane au modul lor de a rezolva. Atenție! Urmează o emisiune la dreptul spectaculoasă, așa că rămâneți aici, la Ochii din Umbră. Ernest, împreună cu echipa Ochii din Umbră, sunt cu toții pregătiți pentru un nou caz. Solicitarea a venit data aceasta de la doamna Mara Ion din București. Sărut mâna, doamna Mara? Da, Ernest, Mara Ion. Ernest Francisc, sărut mâna, doamnă. Am un mare necaz. Ce se întâmplă, doamnă? Am fost și la poliție și nu mă poate ajuta nimeni. Este unica mea speranță. Am o fică, Laura, căsătorită de 7 ani cu un băiat, Florin. În urmă cu 6 luni de zile, s-a întâmplat o mare nenorocire. Ce anume, doamnă? Ginerele meu, Florin, a rămas fără loc de muncă. Se mai întâmplă, nu e... Și am primit vestea foarte cruntă despre nepoțica mea, despre fiica lor, Ioana. Suferă de o boală foarte urâtă. Suferă de autism. Pare foarte rău. Ginerele meu, Florin, nu știu, disperarea, a avut un moment de slăbiciune, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Pur și simplu ne-a părăsit și a plecat. N-a suportat vestea sau? Nici noi nu ne dă seama ce s-a întâmplat. A luat-o pe arătură. Nu știu ce s-a întâmplat. Păi și nepoțica dumneavoastră cum e? Dezastru. Nu am cuvinte. Nu știu cum să vă explic. Că nu mai mă ajută puterile pur și simplu prin ceea ce trecem noi acum. Doamne, nici nu știu ce să vă spun. E... Și nu știm. Trebuie să-l găsim undeva. La poliție ne-a spus că dacă el... Nu este dispărut de acasă. A abandonat familia, că el sună. Sună pe fica mea o dată pe săptămână, un singur minut, și spune să stai liniștită. Sunt tine. Stai liniștită, ce-i asta? Ce... Îi trimite 1000 de lei pentru fetiță. Doamne, în loc să fie alături de familie, să vadă mersul copilului, pentru că mă duc fetița în parc cu Ioana, cu nepoțica mea, și fug toți copiii de ea, și în loc să fie lângă ea ca tată, el a abandonat familia. Doamne, și a plecat. De ce fug copiii? Păi fug pentru că ea are niște deficiențe datorită bolii. Zice, ia uite, a venit și asta prin parc. Deci nu mai putem să mai luptăm. La modul ăsta? La modul ăsta, Ernest, nu mai știu ce să fac. Dar mi-a spus că trimite bani. Trimite bani. Dacă el trimite bani, nu puteți să încercați să depistați de unde trimite banii ăia? Am fost la bancă și am verificat. El nu se duce să depună bani în bancă. El transferă pe o aplicație, transferă din contul lui în contul lui fiică-mea bani. Și nu avem de unde să-l găsim. Dar bănuiesc că dacă trimite și niște bani, ăia 1000 de lei care sunt, bănuiesc că lucrează undeva, că stă undeva. Are un pat unde să doarmă, are unde să se spele, are loc de muncă și noi nu știm unde să-l găsim. De asta am apelat să ne poți ajuta.
ce-l împiedică pe el să... Nu știu, gândesc și eu, nu știu. Poate a intrat într-un cerc dubios și că altfel nu-mi explic, Ernest, nu-mi explic de ce nu poate să sune cu număr normal dacă tot sună. De ce nu vine la fetița lui? De ce nu vine? Nu înțeleg ce se întâmplă cu el, că nu mai pot să mă inum, m-am îmbolnăvit. Aveți măcar vreo fotografie, vreo filmare, da, cu el, ceva să... Da, am o fotografie. Uite, ăsta este... Ernest, te rog, în genunchi îți dau, ajută-ne că nu vreau să se despartă această familie, că el a fost un băiat bun, a fost o înțelegere frumoasă între ei, a fost un băiat ok, ce s-a întâmplat, a făcut o cădere psihică, a luat o razna, nu știu ce s-a întâmplat. Eu nu vreau să vă puneți prea mari speranțe. Adică nu, Ernest, nu ești unica speranță, nu se poate, n-am unde să mă duc. Sincer și onest cu Dumnezeu. Eu o să încerc. Nu mai pot, nu mai am la capătul puterilor, nu mai rezist. O să fac tot ce-mi stă în putință, să încerc să dau de omul ăsta. Avem un caz mai dificil, un caz cu numai am mai avut de mult, o dispariție. Cum adică dispariție? Florina Petrei, 38 de ani, domnul pe care îl vedeți aici în imagine. Povestea este un pic mai tristă în cazul familiei a Petrei. Se pare că în urmă cu 6 luni de zile, fetița soților a Petrei a fost diagnosticată cu autism. Doamne ferește! Nu știu dacă domnul a clacat sau dacă altă rezolvare nu a găsit dânsul pentru situație, cert este că și-a abandonat familia. O dată pe lună o sună pe soție, o sună cu număr ascuns, nu vorbește cu ea mai mult de un minut. Tot în același timp, omul alimentează și cardul soției cu sume de bani. Vreau să mobilizați toate resursele de care dispunem, toate echipajele, să ne ajute Dumnezeu, poate reușim să dăm de domnul la Petrei. Noi facem tot posibilul să... Vă las și poza din sus. Mulțumesc mult, băieți! Un caz complicat pe care detectivii îl acceptă, în speranța că suferința familiei Florin a Petrei va lua sfârșit. Misiune dificilă pentru detectivi care încep investigațiile. Căutări online, contactarea organelor abilitate. Toate acestea conturează după câteva zile o pistă care conduce pe detectivi lângă București. Hai, frate, unde mergem? Pe unde ne plimbăm? Nu știu, colegul, că uite, mergem de o oră și ceva și uite, e pustiu tot aici. Nu știu dacă e sigur locația asta. Primele indicii în satul ăsta ne duc. V-am spus, omul a făcut plata cu cardul și coletul a ajuns aici, în satul ăsta. Ce vrei, frate? Căutăm acum carul cu fân. Dacă nu încercați, cum vreți să-l găsim pe subiect? Căutați-l, trebuie să-l găsim. E simplu. Colegul, coboară tu și vorbește cu el. Hai să cu coboară și îl întreb pe domnul. Stați așa un pic. Stați, oprește mașina, colegul. Bună ziua! Nu vă supărați, cunoașteți cumva pe un domn Florina Petrei? Da, e părintele satul comunei noastre. Cum părintele satul? Da, e părintele nostru de aici, din... Aici, da. În sala? La... de aici, da? În localitate, da. E domnul de aici, din poză? Da, dânsul e, da? Că de aici nu e încă, e neprevățești. Pe unde este? Cam pe unde este? A 4-a, 5-a casă pe stânga aici. Are un gard zidit, alb cu roșu. Și acum o fie acasă? Nu știu, s-ar putea să fie plecat, nu cred că e acasă, că mai are și alte sate de aici din jur, care sunt arondate la biserica asta, și știți cum e, mulți bătrâni mai mor. Și, am înțeles, da, poate cum ați fi cu vie acum, da, asta e. Asta e, că cu timpul ne adună Dumnezeu pe toți. Păi, toți ne ducem sus. Da. Dacă nu vă supărați, de ce? Nu, trebuie să-i dau un pachet, nu, sunt de la, trebuie să-i dau un pachet și îl caut, nu e nicio problemă, da. Lasă-ne niște dumneavoastră. Da, da, da. Bun, sănătate, să trăiți, mulțumesc! Echipa 2 știați ceva de asta, că-i preot?
Nu știam, domne, nimic. Ernest, când mi-a predat cazul, nu mi-a spus acest amănunt. Tu mergi la casa indicată de Sătean. Recepționat. Strigă la poartă, sună, hai, fă ceva. Nu răspunde nimeni. Rămâi acolo. Rămâi aici pe poziție. Echipa. Recepționat. Ora 13:45. Să ai grijă să nu fii văzut. Avea dreptate omul ăla. Poate ăsta să fie Florina Petre? Nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă ăsta e omul pe care îl căutăm noi. Poate fi o coincidență de nume. Trebuie să ne convingem dacă omul pe care îl căutăm e aici. Recepționat. Hei, cu minte, băiat, cu minte. Da? Ceva, de la evidența populației, dacă vrem să vedem cum, dacă e casa, e ok, câte persoane sunt, părinte, a Petrei, nu? Da, sunt eu. Se poate? Deci de la... Da, domnule, da? Nicio problemă. Da? Poftim? Da, mulțumesc. Dar după dumneavoastră, că nu știu unde să o iau, părinte, și dacă mă încă cădale domnului. Mulțumesc. O, ce cățel aveți, părinte, să vă trăiască. Da, păi sunt mutat nu de mult timp aici și... Mă tot latră, dar se învață, încet, încet. Se învață. Dar ce casă frumoasă aveți, părinte? Dom'le, asta e casa bătrânului preot care a fost în sat aici. Acu e bon la afl, a luat fisul, să aibă grijă de el. Am înțeles. Doamna preoteasă? A, păi nu, doamna preoteasă e cu copiii în altă parte. A, am înțeles. Eu sunt aici provizoriu. Am înțeles. Provizoriu, nu puteai să lași în oria și simt. Corect. Frumos aveți aici, frumos. Poți să te uiți, să vezi. Da, da. Tragi tu concluzia, tu știi meseria mai bine. Poți să aprind lumina? Fiule, astea, ți-am spus, ia uite, sunt ale... Ale... Opa. Vezi că am ceva de vorbit. Cu păstreaba. Da, părinte, mulțumesc. Incredibil! Florina Petrei, suspectul nostru, este într-adevăr preot în sat. Dacă a ales calea religioasă, de ce nu-i spune soției și de ce preferă să o facă să sufere în lipsa lui? Gata, v-ați făcut treaba? Da, părinte, da, e bun, frumos, bravo. Frumos stat aici. Ați văzut ce, care, cum... Da, da, nu e nicio problemă, da? Nu-i nici casa caselor. Dacă aș sta tot timpul în ea, da, da, ți-am zis, mai mult stau pânsat la probleme cu oameni, se căsătoresc, morți, de-ale vieții. De-ale satului, de-ale oamenilor. Ceva trebuie să se ocupe și de ei și... Am înțeles. Sănătate, sănătate. V-am salutat. Sănătate. La revedere. Du-te cu Dumnezeu. Fiu. La revedere. Cum a ajuns preot? Fără să fi studiat teologia, fără să fie hirotonisit, oare și-a construit în timp un așa mare secret despre care să nu știe nimeni? Ora 10. Preotul urcă în mașină și pornește pe ulițele satului. Detectivii se pun și ei în mișcare, dar mașina condusă de preot se oprește după doar 2 km. Bună, Doina! Sărmâna, părinte! Vă așteptam! Ce să fac, părinte? Supărat! Mamă, nu mai știți. Fi supărat! Cum să nu fiu, părinte, supărată când mi-a murit soțul, vă dați seama, așa de tânăr, 45 de ani? A murit tânăr, într-adevăr. Trebuie să-i faci toate cele trebuincioase, că... Așa vorba este, aia. Este, părinte, dar știți cum e. Nu trebuie să te arate ăla cu degetul, ăla cu degetul, că, uite, nu i-a făcut ce trebuie. Nu am cum să fac parastas, pentru că nu am suficienți bani. Nu știu cum să mă descurc, uite, de-aia v-am și chemat. Eu am o rezolvare pentru problema ta. O să vorbesc eu cu Gigi, chiar dacă e restaurantul lui, el pune mare preț pe cuvântul meu. Să-ți facă o reducere. Un parastas pentru un om, cum a fost bărbatul tău, mort tânăr, care trebuie să-l onorezi, că așa trebuie. Știu, părinte, dar eu am... Te costă cam 30 de milioane. Am vreo 40 de persoane. Ar veni cam 40 de lei pe meniu și va ieși ceva, cum să spun, de va vorbi lumea, crede-mă. Părinte, dar eu nu am atâția bani. Eu am 15 milioane toți banii asta, mei. Asta nu e o problemă. Îmi dai cât ai acum și luna viitoare te achizi de restul. Dacă nu o să ai nici luna viitoare, mai îmi dai și luna cealaltă. Și crede-mă, Doina, nu mai e momentul să stai să îți faci mâncarea acasă, să chemi femeile, să... S-au dus vremurile astea și știi tu foarte bine. Îi duci într-un loc frumos, se simt bine și apoi lumea spune, mă, asta da pomană. Da, părinte. Și știi cum a fost Ion, i-a plăcut mâncarea, i-a plăcut băutura, i-a plăcut viața.
i-ar place să-i face o pomană la restaurant. Cu siguranță, vă dați seama. Știi foarte bine cum era. Și uite, eu slujba ți-o fac din partea mea, din inima mea, că țin la tine. Sunteți un om pâinea lui Dumnezeu. Mulțumesc din tot sufletul că m-ați ajutat. Mulțumesc. Vă dați seama că nu puteam să mă descurc singură și cu fete la facultate. Hai că o să facem să fie bine. Da, okay. Părinte. Ce ai acum poți să-mi dai? Adică, da, părinte, eu o să vă dau ce am acum. O să-i duc lui Gigi să ia da, tot ce trebuie. Da, o să vă dau dumneavoastră ce am. Da. Aveți 15 aici, 15 milioane, da. 1500 de roni. Am să trec pe la Gigi să-i las. Mulțumesc. Dumnezeu da. Să vină. Mulțumesc frumos, părinte. Cât de frumos, Florin este foarte implicat în problemele enoriașilor. Iată că el este dispus chiar să-i ajute pe cei mai nevoiași, iar aceștia apreciază bunăvoința părintelui. Dar de ce și-a abandonat fetița bolnavă, dacă este un om atât de aproape de Dumnezeu? Detectivii își păstrează vigilența și rămân pe urmele preotului, care, de data aceasta, oprește mașina în fața unui restaurant. Bună, Angela! Să rămână, părinte! Ce faceți? Uite, am trecut și eu pe aici. Mă bucur să văd că e curat, frumos. Mulțumesc! Încă nu e! Și... Ce să fac? Fac și eu ce am învățat. Încerc să fac un pic de curățenie acum, că am avut aseară botezul Alexandrei și... Muncește, le... fii harnică și Dumnezeu o să te vadă, cu siguranță. Sper, mulțumesc frumos. Dumneavoastră, ce faceți? Am venit să vorbesc cu Gigi, am cu el câteva vorbe. De... Să mă duc să-l chem? Da, du-te și-i cheamă. Am luat dumneavoastră un loc, vă servesc cu ceva, vă aduc ceva nu de trebuie. Băut. Simțiți-vă ca acasă, că doar e restaurantul dumneavoastră, știți cum e. Ce ai spus? Na, nu, Angela, asemenea vorbe să nu mai iasă din gura ta. Satul e mic și o să se ajungă peste tot vorba că, uite, Popa are și restaurant, Popa e și la biserică. Știu. Și nu e frumos. Știu, părinte, dar oamenii să mai bătuți în cap, așa, Angela. Nu se prind. Da, gata, am înțeles, nu mai zic nimic, nu mai zic. Mă duc să-l chem pe Gigi, da? Du-te și cheamă pe Gigi, am să iau o gură de aer, vreau da, să vorbesc. Da, gata, spun că vă găsește afară, sigur. Câte lucruri șocante descoperim! Florin este preot și, în același timp, și patron de restaurant. Să rămână, părințele! Bună, Gigi! Mi-a zis nevastă mea că mă cauți. Ce s-a întâmplat? Mă, uite, o să avem o pomană. Văduva lui Ion, Doina, vrea să-i facă o pomană și... I-am făcut eu calcul așa că am la 30 de milioane. Ai. 15 milioane mi-a dat acum. 15 milioane luna care vine. Și prețul meniului tot așa rămâne sau... Păi... Poate vrei să faci o pomană pe bune vreodată, știu eu. Gigi, 15 lei de la Dumnezeu și un leu de la noi. Maxim 16. Matale, decizi ce și cum, că dacă era după mine, poate nu știam eu. Ascultă-mă, o să curgă bani. O să ai și tu în buzunar, o să am și eu, cumva trebuie să ne scoatem. Trebuie, trebuie. Apropo, te rog frumos, pune-i fermoar nevestii la gură, da? Eu cu nevastă mea mai suntem că mai corecți așa, dar las că o să am grijă ca să nu se vorbească, că n-are rost. Cât mai multă discreție, Gigi. Avem o bucată de pâine la care... Da, părinte. Da? O avem pe masă, suntem așezați toți la ea. Și apoi, Gigi, nu te supăra. Dacă noi luăm 40 de lei pe meniu și le dăm un meniu de 15-16 lei, nu cred că e o mare problemă. Dacă s-ar duce la București, dacă s-ar duce la Timișoara, la Cluj, ar lua și pielea după ei. Așa e. Și București, un milion de persoane. Crede-mă, Gigi, decât să fii jupuit în deplasare, mai bine e jupuit acasă la tine, găsești patru și jupuit, părinte, te poți că aici îi ajuns pe oameni, dacă stai bine să te gândești. Nu da cu piciorul la ce ai acum. Nu, părințele, că uite, dacă stau eu bine să mă gândesc, așa mi-e convine că știe toată lumea că e cărciuma mea, că e asta. Da, am auzit și eu, vorbiți pe în sap aici, aute-l mă, de la ospătar, am Gigi, și el. Da? Ești băia bună, ai cam alte treburi. Să dea Dumnezeu sănătate, părinte, vorbim. Iisuse Hristoase, de fapt, restaurantul este al preotului, iar Gigi este doar un paravan, să nu vorbească lumea, când și cum și-a construit Florina Petrei o lume paralelă, în doar 6 luni de la dispariție. Ora 13. Preotul iese din sat și ajunge în București. Că urmărim de vreo jumătate de oră și... Aveți grijă să nu-l pierdeți.
Oprește, nu? Sau ce faci? Da, da, ce faci? Da, nu, nu e stradă, oprește. Hai, hai, sper să auci o veste bună pe ziua de azi. Hei! Bă, să rămân la părinte, ce mai părinte, ai venit să ții gafa, a? Da. Punctual, punctual, ia uite, o... Hai să intrăm în urmă. Hai să intrăm să vedem. Da, te gust? Cât îți sunt dator și cât îmi ești tu dator, să vedem. Că îți dai seama, și eu am cheltuieli și tu ai cheltuieli. Să facem să fie bine pentru amândoi. Eu am scris, da? Aia e acolo negru pe acolo, da. Ți-am trimis 8. Da. Da. Între care 6 mi-ai spălat. Așa. Mi-ai pus în sicriu și mi-ai livrat. De ei m-am ocupat eu. Uite așa, părinte, să ne uităm aici. Ia, uite, ia, părinte, a Petrei, a Petrei. Avem 8 cruci, 8 coșuge. Băi, părinte, eu îți dau banii ăștia. Așa. Uite, măi și tu. Vezi și tu dacă sunt oameni acolo, cum ai avuți, mai... Că știi cum e. Tu îmi trimiți, într-adevăr. Uite, am trimis. Da, am trimis la 1700, îmi trimiți pe astea mai ieftine. Am aici, uite, am super ofertă. Ia uite, frate, rem, bun, caritate, bate bine la ochi. Ia asta îmi trimis, trebuie scris de ăștia. De ce? Da? Ca să fie bine și pentru tine, să fie bine și pentru mine. Câștigăm amândoi. Oamenii s-au mărâți și nu prea-și permit, dar vin copiii din străinătate și mai pun mână de la mână și o să ai vânzare și la astea, nu-ți fă probleme. Dar tu nu uita, când vine vreunul, să-l întrebi din partea cui preot e, ca să nu avem probleme după aceea. Păi ți-a arăt, uite, e trecut acolo pe agenda, oamenii, frumos. Da, oamenii în clipa asta, cum să spun eu, a mormântării, cam nu știu pe ce lume sunt, mă înțelegi? Și e bine să știi. Eu cred că după 3 luni de zile ești tu mulțumit și eu sunt mulțumit. Și o să fim în continuare, nu? Ba merge, hai să o facem să meargă cât mai bine. Hai să fim sănătoși, da? Să luăm înapoi. Este de-a dreptul șocant. Vorbim despre o adevărată rețea coordonată de preot. Un soi de monopol mascat pe înmormântările și pomenile din sat. Și cu câtă speranță vin oamenii la el? Ce inimă are acest om? Detectivii continuă urmărirea. Ora 16:15. L-am pelat eu, echipa 2, a intrat în casă, în curte. Ai grijă să nu fii văzut. Ora 18:20. Bună, Laura. Vezi că ți-am pus în cont niște bani pentru fată. Cum adică nu-ți trebuiesc banii? Păi banii nu ți-am trimis ție, măi. Banii sunt pentru Ioana. Te duci ei banii și faci ceea ce trebuie ca fata să fie bine, ai înțeles? Pa! De ce îi vorbește așa soției? În loc să-i fie aproape ei și fetiței lui, preferă să stea departe de ele și să obțină bani din lucruri necurate. 20. Detectivii observă că în casa preotului intră o femeie. Bună seara, părinte! Oh. Ce faceți? Bună, dragă Enoriașă! Te-a văzut cineva? Nu m-a văzut nimeni, uite-mă cum am venit. O spovedanie la domiciliu se poate? Dar cine sunt eu să zic nu când lumea vrea spovedită? Da? Și mai ales tu. Părinte, să știi că sunt o păcătoasă. Of, îmi vine să plâng și eu am atâtea păcate. Ce ne facem noi, dragă? Un Michel bărbatul, părinte. Asta nu e bine deloc, e? Asta nu e păcat, asta nu e păcat? Nu, eu am pile sus și... Deci Dumnezeu mă iartă. Păi, că tatăl nostru, am spus eu, într-o zi n-a zis saltă într-o viață. Da, hai să nu mai vorbim dar de ăla. Dacă stăm să ne gândim, părinte, pe bune, nu ești? Așa că nu se știe dacă o să fiu iertată, nu? Mai am un pic și-mi cresc aripile de înger, așa că... Aici n-am ce să zic, adevărat, da. Bine, nu sunt un înger mai frumos ca tine, dar cred că ne potrivim, nu? Să zicem, și cu păcatul meu cum rămâne? Păi, toate păcatele îți vor fi iertate dacă... O să mă faci să mă simt bine, pentru că știi cum e, fericirea e mult mai puternică decât orice rău, nu? Într-adevăr, așa da. E. Dumnezeule mare, orice limită este întrecută. Florin este un preot fals, dar cum a ajuns el în această poziție? Nu mai vorbim că are și amantă, tocmai pe soția angajatului său.
salut. Salut. Am venit cât de repede am putut. Ia zi-mi despre ce ar fi vorba. Vorba despre cazul bărbatului dispărut. A Petrei. A Petrei, exact. Deci nu spune că ai vreo veste tragică. Nu, dar e aproape tragică. E la 40 de kilometri de București. Asta e bine. Da, are o cârciumă. Cârciumă? Da, pe care a dat-o unui constătean. Are amantă, nevasta celui căruia a dat restaurantul. Și ținte bine să dă de popă. Preot? Da. Fantastic, frate. Deci nu, de unde și până unde? Adică, iar de lui de amantă? Adică are fetița în starea în care o are și... Echipa e pe teren, tot ce apare e nou. Fantastic, om. Ne-am contactat. Omul ăsta, vă spun sincer, nu este preot, este un impostor. S-a făcut botezul, nunți. A băgat bănul în buzunar și va păcăli pe toți. Ai de 200 de lei un meniu la nuntă, băi. E un calvar ce trăiesc. Iar el își permite și poate să facă asta cu atâta ușurință. Cine sunt eu? Sunt omul care aduce bucurii la toți, nu? Da, corect. Nu-i arde de femei când eu mă chinui cu fata și... Și clipul cu tărința de la restaurant. Nici eu nu știu cum am ajuns aici și am făcut ce am făcut. Eu nu am crezut că el poate să ascundă în spate o poveste așa de gravă. Tu știi cum e să crești un copil care are autism? Nu văd cum îi curge lacrima pe obraz și spune unde tati, tati. E o situație de asta, fără ieșire. Știu, îmi dau seama. Te-ai bătut joc de numele lui Dumnezeu! A făcut restaurant! Te vă rog frumos, luați-o pe femeia asta, că nu știu cine e asta! Asta mai trebuia mie acum. Ora 9 și 30 de minute. Detectivii îl surprind pe falsul preot a Petrei pe ulița satului. Să rămână, părinte. Bună, Carmelia, ce faci? Ce să fac, părinte? Mă pregătesc de ce e mai greu. Soțul meu e pe moarte. Asta e firea lucrurilor. Unii se nasc, alții mor. Și apoi, dacă e bolnav, ți-ar place mai mult să chinuie la pat, să stea acolo ani de zile? Sau... să se ducă să se liniștească. Da, părinte, dar știți cum e. Nu sunt bani cu pensia noastră. Ei. Ce facem? Mi-e greu. Ce Camelia, să fac? Dacă se întâmplă să treacă în neființă, îmi spui și am să te trimit la cineva la București, îi spui că vin din partea preotului a Petrei din și o să fie mult mai ieftină mormântarea ca de obicei. Dacă vrei să-i faci pomană, o să te duci la restaurant, că te costă mult mai ieftin. Vorbesc eu cu Gigi. O să faci toate cele trebuincioase pentru el, astfel că nu existe vorbe după aceea. Da, părinte, să rămână. Mulțumesc frumos. Să sperăm că sunt sănătos. Nu, cred că doctorul nu prea mai dă speranță. Cu Dumnezeu trebuie să mergem înainte, să fim calmi, iubitori. Nu te mai gândi, dacă se întâmplă, oricum trebuie să rămâi în viață. Sunt nepoții, da? Sunt fiii, sunt fiicele. Trebuie să avem grijă de ei, nu? Așa e, părinte. Să rămână, părinte, să rămână. Să fii iubită. Să rămână. Sănătate. Este revoltător și totodată aspru de judecat ceea ce se întâmplă. Acest om își clădește fericirea și lacrimile pe suferința oamenilor aflați la greu. Cât de frivol să fii, să faci aceste lucruri și să te maschezi într-un slujitor al Domnului și tu, de fapt, să fii un fals, un demon, care creează doar pagube. Ce faceți, măi, copii? Să rămână, părinte. Ce faci? Ce să facem? Uitați cum e la noi tradiția aici. Să mergem să invităm lumea la nuntă, urmează să ne căsătorim. Măi, așa, nu știți, măi, că la țară mari, așa? Gânduri mari. Noi cimțim și cu un pahar. Ce să facem? Cum au făcut bătrânii, trebuie să facem și noi. Sigur să fie că... o nuntă frumoasă. Că o nuntă ai în viață, da? Așa este, da. Și trebuie să fie o amintire de neuitat. Asta, da. Cu siguranță. Da. Când vreți să o faceți? Păi la anul ne-am gândit să o facem și să anunțăm oamenii din timp. Așa, și ați găsit restaurantul? Încă nu l-am găsit, dar mai avem timp. În București am vrea să o facem. E mai frumos. Da, e bine, dar... E oraș. Acum să spun și ție, să știi. Dacă te duci în București și vrei să faci nunta, cu cel puțin un an și jumătate înainte trebuie să-ți faci programare. Da, asta știu. Nu-i de joacă acolo, sincer. Dar, uite, eu vă propun altceva. Titel și-a făcut luna trecută nunta, da? Da. La restaurantul lui Gigi. Acum, după renovare, arată extraordinar. Aveți tot ce vă trebuie.
Aveți umbrare, aveți iarbă, aveți mici fântâni arteziene, aveți un lac lângă. Meniul e la 250 de ron, vă alegeți voi, o să alegi tu ceea ce dorești. Și ai destule variante, nu-i nicio problemă. Bă, eu zic să nu ne grăbim. Asta e o clipă, da, care trebuie să rămână frumoasă în amintirea voastră și a invitațiilor. Sigur. Uite, vorbesc eu cu Gigi și o să vă facă un discount. Da. Da? Și vă spun eu că până la urmă o să ajungeți sub 200 de lei meniu. 200 de lei? Hai mă, 200 de lei. Nu, mă, iubire, că merge 200 de lei, că la București nu o să găsim așa ieftin. Și bonus, vă fac și o slujbă cum trebuie, adică așa cum să o țineți minte toată viața. Spune-i tu, de 200 de lei, ce poți să cumperi astăzi? Foarte puține. Da. Și ai de 200 de lei un meniu la nuntă. Păi... vedem ce hotărâre luăm. Bineînțeles. Părinte, sigur o să facem cum spuneți dumneavoastră. Măi, vorbești cu bărbatul tău, da? Și când sunteți amândoi de acord, îmi spuneți, da? Sigur, da? Sigur. Mulțumim tare mult, să trăiți. Să fiți sănătoși, copii. Sănătate, sănătoși. Este strigător la cer. În mormântări, nunți, de toate se ocupă acest impostor, acest preot fals. Doamne, săracii oameni, în ce situație gravă se află? Sunt trași pe sfoară chiar de persoana în care se încred cel mai mult. Ora 13. Falsul preot se întoarce grăbit acasă. Camerele îl surprind luând o sumă de bani. Detectivii intră în alertă. Falsul preot iese grăbit și urcă în mașină. Echipa se pune și în mișcare. După o oră de mers, Florin oprește într-o parcare din cartierul Crângaș. Ai coborât? Am coborât, da. Ceva, bă, Florinel, mă, băiatul meu. Ce să fac, mă? Nu merge treaba? Mă, nu e bine. De ce? E foarte bine. E foarte bine. Păi eu te băgam undeva unde să nu fie, să nu fie bine. Ușor nu e, că îți dai seama cu... Nu am fost învățat cu asta, cu morții pe cap. L-au cărat pe unul la groapă și l-a scăpat în sicriu jos. Aia, o fi fost aia, beți. O fi băut vreun gropar de poți, la... Nu poți, în următoare, fără băutură, nu poți. N-avem ce să facem. Asta... Asta e. Mergem înainte. Taica părinte ce face? Taica părinte e un pic de tot e mai bine. M-a întrebat de tine, i-am zis să stea liniștit, că zic că am om de nădejde, de acolo e un băiat de nota 10, e... Și eu s-a mărât, omule. Cu fata ta? Mea. Da, s-a mărât. Ce face? Dai seama, e o situație de asta, fără ieșire. Știu, îmi dau seama. Băi, Florin, dacă ar ști săracul tata... Că am băgat un preot fals acolo și dacă ar ști că ți-am făcut hârtiile alea false și toate alea, dar tu să stai liniștit în privința asta, că nu e nicio problemă. Îi vezi că el era foarte respectat de lumea acolo. Cum te descurci cu lumea? E bine? E ok și treaba merge bine. Mașina cum merge? Merge bine mașina, nu? Au cam uitat ei așa un pic cu cișcă. Preot de la a văzut, da, a văzut așa. Da, ce a zis? E normal pentru unul care vine de la București. Ce vreau să zic? Mi-a adus ce trebuie? Uite, eu m-am și m-am fost la restaurante, da, e 6.000 de lei aici, nu am încredere în timp, sunt 6.000. Eu am astea două restaurante aici în București, care e greu să te ocupi de două restaurante în București. Mi-ai întins o mână de ajutor și... Tu nu m-ai ajutat pe mine cu construcția aia? Doamne ajută! Eu te ajut, tu mă ajuți? Ne ajutăm reciproc. Și el ne ajută pe amândoi. Doamne ajută, pa! Iată că întreaga situație se clarifică. Misteriosul bărbat este cel care a tras toate sforile pentru ca Florin să ajungă preot în sat. Restaurantul este de fapt al lui, iar adevăratul preot, tatăl acestui individ, nu știe nimic din ce se întâmplă în lipsa lui. Nu știe că fiul său a adus în locul lui un prieten care nu are nicio treabă cu preoția. Incredibil! Ora 15. Detectivii continuă urmărirea. Florin iese din București și o ia în direcția satului. Ora 16 și 15 minute. Opa! Colegul, ia uite ce văd eu. Omul nu are scrupule, dragi colegi. Ce vă mirați atâta? Banii curg, amanta l-așteaptă, viață pe el. Hai, vă rog eu frumos să nu-l pierdeți. Stăm la distanță. Da, la distanță. Unde ne bagă ăsta, frate?
Da, uite, ce face părintele. Păi nu e părintele. Da, dar totuși umblă cu hainele alea, frate. A avut el sânge rece să-și abandoneze fetița bolnavă. Dar ce face acum e fix frecții la picior de lemn. Na. Să mișcă mașina aia. De fiecare dată mă termin să dea. Mă simt așa de bine cu tine. Băi, și tu mă bagi în boală, să fiu sincer. Mie îmi zici? A. Chiar vreau să vorbesc cu tine despre părintele Ioan. Oare se întoarce? Treaba e lungă. Eu nu vreau să pleci, vreau să rămâi aici cât mai mult timp. O să se întindă treburile aici pe cel puțin 10 ani. Așa să fie, că și cu ăsta al meu, cu Gigi, de cât de muncă e bun, că în rest de altceva nu e bun de nimic, știi cum e, noroc cu tine. Nu-ți vorbi, te rog frumos, da? Nu. De rău, bărbatul, că vorbesc, să ajungi, doar că să ajungi să mă vorbești și pe mine. Nu, stai liniștit. Lumea, vinu, brațe, brațe. Dacă aș fi de fapt bărbatul meu, cine e domnul preot, că e un impostor, dar de fapt se descurcă de minune, ca și cum ar fi unul adevărat, nu? Dar, în definitiv, ce le trebuie la oamenii de aici? Le trebuie un om bun ca să facă pe popa, da? Da, exact. Uite, toți oamenii te iubesc. Ai văzut că ești un popă bun, toți te laudă. Cine sunt eu? Sunt omul care aduce bucurii la toți, nu? Da, corect. Ce? Într-adevăr, așa e. Așa e. Da? Hai că eu trebuie să plec, că s-a făcut târziu. O să o iau pe jos, o să mă duc pe jos, da? Sigur, sigur. Lasă-mă să mă îmbrac și am plecat. Și nimic la nimeni, da? Nimic, bineînțeles. Pa. Iisuse Hristoase, detectivii sunt șocați de cele văzute și auzite. Mai grav este că amanta falsului preot este părtașă la toate nenorocirile pe care acesta le creează. Ce suflete negre au acești oameni! Este timpul să punem punct acestui filaj. Florina Petrei a dus totul la extreme. Își neglijează fetița bolnavă și se deghizează în preot, pretinzând că vrea să ajute sătenii și că încolo totul este o escrocherie. După câteva săptămâni de investigații, detectivii au adunat informații și detalii șocante, iar dezvăluirea lor trebuie anunțată. Ernest și întreaga echipă sunt pregătiți pentru dezvăluirea adevărului. Bună ziua! V-am găsit. Unde? Asta trebuie Laura să fiți Petre. Laura. Da, e fiica mea. Da. Ce ai găsit? Unde l-am l-ai găsit? L-am găsit pe soțul dumneavoastră. Unde? În comună. Unde? Aproximativ 40 de kilometri de București. Are prieten, ai avut prieteni acolo? Nu știu să fie avut, e plecat de 6 luni, mamă. Nu știu, nu știu. N-avea prieteni. Nu cunosc să fie avut prieteni acolo. Cel mai bine ar fi să auziți cu urechile dumneavoastră, pentru că sunt sigur că o să aveți un milion de întrebări. Nu vă supărați, cunoașteți cumva pe un domn Florina Petrei? Da, e părintele satul, comunei noastre. Cum părintele satul? Da, e părintele nostru de aici. Din... Aici, în sala? La... aici, da? În localitate, da. Pe unde este? Cam pe unde este? A patra, a cincea casă pe stânga aici. Preot, adică preot, Florin e preot, Florina poate Petrei, nu e vorba de el. Preot? Florina Petrei, soțul poate nu e vorba de el. Imediat! Hei, cu minte, cu minte, cu minte, băiat, cu minte. Cu minte! Da? Ce mă pot așa? Dar ai vedența populației, dacă vrem să vedem cum, dacă e casa, e ok, câte persoane sunt, cu părinte. Domnul Petrei, nu? Da, da, eu da? Sunt. Da, dumneavoastră. Se poate? De la... Da, domnule, da? Ce problemă? Da, da. Poftim? Da, da. Laura. El. Laura, nu se poate. E vocea lui. Ce problemă? E vocea lui, el este. Vine rău, nu se poate așa ceva. Nu pot să cred, nu pot să accept așa ceva. De cât timp e preot și cum a ajuns? De ce a luat calea lui Dumnezeu în felul ăsta? De 6 luni de zile. Ce a făcut asta și mă mâhnește că m-a lăsat singură. Acu este casa unde locuiește. Acolo a stat preotul satului, care a ajuns la o vârstă venerabilă și nu mai poate să mai facă asta. Bun, și totuși face slujbe în biserică? Da, da. Asta e, da, e întrebarea, se comportă? Nu se poate așa ceva. Nu are studiile necesare. Nu poți să intri așa, sunt eu preot, să îmbrac o haină de preoție și să mă duc să fac slujbe în biserică. A ajuns un om iubit de către săteni.
mă lasă picioarele. Dar el cum poate să nepuțica? Facă asta? Cum poate cu alți oameni când știe care e situația lui acasă și în familie și fata lui? Haideți să vorbesc despre ce vorbesc. Fiți atentă. Să rămână, părinte. Vă așteptam. Mamă, nu mai fi supărată. Cum să nu fiu, părinte, supărată când mi-a murit soțul, vă dați seama, așa de tânăr, 45 de ani? Trebuie să-i faci toate cele trebuincioase, că... Așa este, părinte, dar știți cum e. Nu am cum să fac parastas pentru că nu am suficienți bani. Am o rezolvare pentru problema ta. O să vorbesc eu cu Gigi, chiar dacă e restaurantul lui, el pune mare preț pe cuvântul meu. Să-ți facă o reducere. Cum poate el să se poarte în felul ăsta cu fata asta pe care nu o cunoaște și eu îmi duc singură cruce? El nu are nicio problemă. Se comportă ca și când nu ar avea nicio problemă. Nu-i pasă de fată, nu-i pasă de mine. El nu are nicio... E exclus din povestea asta, mamă. E o dramă extraordinar de puternică ce trăiesc. Odată cu ea, odată eu, odată singur, odată el plecat. Te doare sufletul. Are un comportament deviant, nu știu ce să-i fac. A terminat obsesia. Are reacții necontrolate. E un calvar ce trăiesc. Iar el își permite și poate să facă asta cu atâta ușurință. Chiar nu înțeleg de ce face asta. Plus de asta, el nu este afectat deloc. El nu înțelege prin asta ce trec. Asta nu reușesc să înțeleg nici eu. Tu nu vezi că arată bine, e gras, e... Se comportă ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Calm. Cum să consolezi un om când tu acasă ai un copil care are o problemă majoră și nici nu care știi... Care are nevoie de tine. Nevoie de el. Nu-l afectează cu nimic. Eu îmi duc crucea singură și eu și copilul... Da, măcar vreo zi s-a confruntat cu ce înseamnă problema asta? Nici măcar nu. O zi. El nu are nicio treabă. Nimic. E complet Ar. Lipsit de... Și a devenit preot. A devenit preot. Nu știu cum a devenit și preot. Și ajută pe alți oameni. Îi ajută pe alții peste noapte, și nu-l afectează. Asta mă mâhnește. Că el nu știe ce se întâmplă acasă. De când a plecat și de când i s-a pus diagnosticul fetei, că este diagnosticată cu autism, el a plecat de acasă și își continuă viața bine mersi. El nu are nicio treabă, e sănătos, e fericit, e bine. Unde ajunge să îl intereseze foarte mult de aproapele lui, dar de sângele lui? Este fals, e fals și e iar banii pe care mi-i trimită și în scârbă arată cu atât mai mult cum se comportă lipsa lui de acasă, lipsa de lângă fată, de lângă mine și nici nu știu câți bani are și câți bani poate să câștige un preot, așa zis în ghilimele preot, și cum a ajuns să fie. Văd că are și mașină, de unde am are mama. Am să vă demonstrez, am să vă arăt cum a ajuns el să fie preot. Eu sunt lângă tine, mamă, și eu și mamă lângă mine, dar aveam nevoie de el și aveam nevoie să fie lângă mine, mamă. Nu mai vreau să mai trec prin asta, nu doresc la nimeni. Sunt aici în parc, sunt copii, se joacă, nu pot să ies cu fata afară. Știi cum râd copiii de ea? Știu, știi? Mamă, știu. Ai văzut, mamă, vreau știu să știe și el asta. Vreau să treacă prin asta, nu n-am făcut singură copilul ăsta. E făcut cu el, e copilul lui. Ce inima are, Florin, ce inima ai, că dai tu ochii cu mine. Crede-mă că nu mai pot, dacă știam că se ajunge la asta, crede-mă, băgam divorțul și o terminam, că e prea mult, mamă. Și să vă mai arăt ceva. Bună, Angela, să rămână, părinte, ce faceți? Am venit să vorbesc cu Gigi, am cu el câteva vorbe de... Să mă duc să-l chem? Da, du-te și îi cheamă. Dumneavoastră, un loc, vă servesc cu ceva, vă aduc ceva nu de trebuie. Băut, simțiți-vă ca acasă, că doar e restaurantul dumneavoastră, știți cum e. Este preot și are restaurant? Când? De unde? Cum a reușit omulețul ăsta în 6 luni de zile, plecat de acasă, să devină preot peste noapte și să-și deschidă un restaurant? Cum? Păi de unde bani? Păi nu avem de bani. De unde bani? Dacă el și trebuie decât 1000 de lei la copil. O bodegă. Nu vorbim de o bodegă. Asta e un restaurant mare. Vreau să fiți foarte atent și mereu la ceea ce spun. Angela, asemenea vorbe să nu mai iasă din gura ta. Satul e mic și o să se ajungă peste tot vorba că, uite, Popa are și restaurant, Popa e și la biserică. Știu. Și nu e frumos. Știu, părinte, dar oamenii să mai bătuți în cap așa, Angela. Nu se prind. Da, gata, am înțeles, nu mai zic nimic. Nu vrea să se știe care restaurant. Înseamnă că e ceva necurat aici, ceva neregulă. Când a discutat cu doamna, cu văduva, da. Ce i-a spus? Că o să o ajute la restaurant cu mai puțin bani. Îl trimite la restaurantul cui? Restaurantul lui Gigi, da. Și că va avea el grijă, vorbește el cu Gigi să-i facă un discount, s-au înțeles cu banii, da? Pe cum vine asta, doamnă? Eu am și pâinea și cuțitul? Eu nu mai înțeleg nimic. Eu nu înțeleg nimic, înțeleg nimic, fata mea, nu înțeleg absolut nimic. Bună, Gigi. Mi-a zis nevastă-mea că mă cauți. Văduva lui Ion, Doina, vrea să-i facă o pomană și i-am făcut eu calcul așa că am la 30 de milioane. 15 milioane mi-a dat acum, 15 milioane luna care vine. Și prețul meniului tot așa rămâne sau păi, poate vrei să faci o pomană pe bune vreodată, știu eu. Nu te supăra, dacă noi luăm
40 de lei pe meniu și le dăm un meniu de 15-16 lei. Nu cred că e o mare problemă. Atale, decizi ce și cum. Pasta, ce credință mai este în fața lui Dumnezeu? Ia 40 de lei la un om de bucată, la o mărmântare, la pomană și îl ia, dă decât 15 lei la restaurant și restul bagă banii în buzunar. Restaurant este practic... Nu pot să cred, ce credință, ce preoție, ce face ăsta cu aici, acolo? Yes. Ce face ăsta cu noi? Bani, doamne. Pentru că așa funcționează în țara asta. Pe șmecherie. Adică ce, biserica a ajuns o afacere? Nu, dar păi un om al bisericii, mai ales în lumea rurală, e o persoană de încredere. E unul dintre stâlpii satului. Ernest, tu-ți dai seama ce e pentru noi, pe sufletul nostru, în inima noastră, că nu mai am lacrimi, nu mai am putere să mai plâng, nu mai pot. Nu înțeleg de ce nouă a trebuit să ni se întâmple asta. Nu se poate așa ceva, nu pot, îmi pierd mințile și nebunesc. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Să nu se pună cu mine, m-au distrus sănătatea mea, fiicei mele și a nepotii mele. Ne-a făcut de râs în lume. Nu știu cum poate să facă asta, ce inimă de om are. Nu știi cum a reacționat când a primit vestea asta. De ce nu a fost așa cum vă așteptați dumneavoastră și este așa cum este? Mă Ernest. Nu reușesc să-i găsesc mai o explicație. Da, mamă. Mă Ernest, cum a... Nu pot... De unde și până unde a făcut ăsta restaurant? Are oameni, face parastase. Asta încercam să-i explic Laurei. Restaurantul nu este al lui, casa nu este al lui, mașina nu este al lui. Dar ale cui sunt? Ale acestui Constantin. Constantin Ioan. Și cine e ăsta Constantin? Cine e ăsta? Mamă, este fiul preotului care a fost acolo, în sat. Păi și ăsta unde e acum, Constantin ăsta? Locuiește bine, mersi, în București, are două restaurante aici în București, plus restaurantul de acolo. Păi și cum i-a lăsat lui, cu ce forme legale, asta ilegale? Asta încercam să explic fiicei dumneavoastră. Cei doi s-au cunoscut, că nimeni nu vine să îți întindă o mână de ajutor la modul acesta. Pentru acest Constantin, soțul dumneavoastră e o piesă în angrenajul ăsta, o piesă foarte importantă. Pentru că soțul dumneavoastră știe să se facă plăcut, să-ți intre pe sub piele, să-ți întindă o mână de ajutor, când altul îți întoarce spatele. De ce nu poate să facă asta cu familia lui, nu știu să vă spun. Nu-i pasă, deloc nu-i pasă. Iar eu îl găsesc responsabil. Haideți să vedeți despre ce-i pasă, domnule. Avem o cruci, 8 coșuge. Bă, bunte, îți dau banii ăștia. Așa. Ce să zic? Tu îmi trimiți, într-adevăr. Uite, am trimis. Da, am trimis la 1700, îmi trimiți pe astea mai ieftine. Am aici, uite, am super ofertă. Ia uite, frate, rem, bun, caritate. Ia asta îmi trimis, trebuie scris de ăștia. De ce? Da? Ca să fie bine și pentru tine, să fie bine și pentru mine. Câștigăm amândoi. Cam de două ori pe săptămână vine în București. Nu ori se să-și poate. Ia un comision de la pompele funebre, ori să se întâlnească cu unul lui prieten. El vine să-și ia Constantin. Comisioane și eu nu mai pot. N-am dormit de 6 luni de zile. Eu nu știu dacă am dormit o noapte întreagă. Nu mai pot. Mi-a căzut părul din cap. Mi-a albit părul. Dacă nu aș vopsi, sunt terminată, sunt distrusă. El vine să-și ia comisioane, vine în București. Cum poate să facă asta? Tu auzi, fata mea, ce face ăsta? Să vină în București, cum o lasă inima să vină și la mine să-și facă fetița? Nu pot să cred, Ernest, iar nu pot să cred. El e un șarlatan, se ocupă cu afaceri. Bun, eu nu dumneavoastră pot să cred. Știți asta, eu știu asta. Oamenii de acolo îl văd ca pe un preot care este devotat, care îi ajută, care are mereu o povață, un sfat pentru ei. Fiți atenți în continuare ce se întâmplă. Ei. Uf, de fiecare dată mă termin să dea. Mă simt așa de bine cu tine? Și tu mă bagi în boală să fiu sincer. Și apoi, să știi că îmi place. Vai de mine, ce mi-e dat să fac? Ce mi-e dat să trăiesc? Este fata care lucrează acolo, la restaurant. Este o spătăriță. Adică să-i angajat a lui? Da. Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Ce să vă pare rău, domnule Ernest? Eu mă chinui cu fata și el lui e atât de femeie. Halul ăsta! Nu era de ajuns ce mi-a făcut. A trebuit acum să-l mai văd cu ochii mei cu alte femei. Păi lui arde de femei când eu mă chinui cu fata și... Și că-i pus spătărița de la restaurant. Cum e posibil să ajungă în halul ăsta să se degradeze și să facă astfel de lucruri? Tu
chinui, să lucrezi, să plătești chirie, să plătești lumină, să iei alimentație, să iei îmbrăcăminte la copil, să faci terapeut la copil, să plătești medic, psiholog. Și el unde? Uite ce face el. Văd, mamă, văd. Păi vezi, vezi unde s-a ajuns? Văd, și noi două ne certăm, asta facem. Nu m-aș fi gândit vreodată că se ajunge la asta, mamă, crede-mă. Păi nu că te-ai gândit, nici eu nu m-am gândit. Mi-e foarte greu, nu mai pot, îmi vine nici să intru aici pot, mamă, nici eu nu mai pot, fata mea. Mai bine aș intra în pământ acum și a scăpat de toate, mi-ar fi nici mult mai ușor. Nici eu nu mai pot. Trebuie să vedem ce explicație ne dă el nouă. Ce se întâmplă cu fiica dumneavoastră? Nu aveți această opțiune, doamnă, nu aveți. Eu nu știu cât, nu doar că e irresponsabil. Veniți, vă rog puțin, doamnă. Ce să mai vin, domnule Ernest, că sunt terminată. E... Într-o altă zi a investigației, îl sună pe acest Constantin. Eu vă văd, Florinel, mă, băiatul meu. Ce să fac, mă? Cum merge treaba? Mă, nu e bine. De ce? E foarte bine. Că știi, săracul tata, că am băgat un preot fals acolo și dacă ar ști că ți-am făcut hârtiile alea false și toate alea, dar tu să stai liniștit în privința asta, că nu e nicio problemă. Ce faci? Taica, părinte, e un pic, un pic de tot, e mai bine. Și eu s-am mărât, cu fata ta? Da, s-am mărât. Ce faci? Dai seama, e o situație de asta, fără ieșire. Știu, îmi dau seama. Deci ăsta, Constantin, l-a băgat? Ăsta e o... Trebuie să dau ochii cu el neapărat. Și eu vreau să-l găsesc pe acest este o... anului, falsul României, falsul lumii întregi. Înțelegeți acum de ce a ales el drumul ăsta? De ce a întors spatele și nu-i pasă? Oala prin care trece fiica dumneavoastră, condiția ei, este o situație fără ieșire. Iar el nu vrea să aibă de-a face cu asta. Aș vrea totuși să văd dacă poate să stea de vorbă cu mine și dacă putem să avem o discuție, să-mi dea o explicație. O să fie ca și când Iisus a înviat. Unde este el acum? O să vedeți. Revolta și întrebările celor două femei sunt cât se poate de firești. Pentru că ultimele 6 luni au fost un chin și o luptă cu absurdul unei situații. De ce a plecat Florin lăsându-și fetița cu autism? De ce se ascunde sub o sutană neagră? Iată niște întrebări pentru care trebuie să dea socoteală. Gândește-te bine că omul ăsta nu se mai schimbă. Ai văzut bine ce a făcut? Treceam peste toate, peste o ceartă, peste neajunsul. Dar ca să se dea drept preot, să se murdărească, să-și murdărească mâinile de bani, eu nu pot să cred, nu pot să accept așa ceva. Mamă, eu vreau să vin acasă pentru copil, pentru mine, pentru fata noastră. Dacă 3% câștigă, cum a zis și psihologul, ea nu are nevoie de un alt tată. Eu nu pot să-i aduc acasă un alt bărbat. Eu îl vreau acasă pe el, să vadă și el cum este, să vadă ce înseamnă să te chinui nopțile, să vadă cum e copilul, cum se comportă. El nu știe nimic din toate astea. Eu vreau să-mi fie alături. Tu ai văzut că ne chinuim amândouă cu fetița? Am văzut, de asta acum nu o să ne mai chinuim amândouă, o să ne chinuim eu cu el. Că eu cu el am făcut fetița, eu cu el am făcut aceasta. Ne-a dat Dumnezeu la amândoi crucea, amândoi o ducem. Punct. Indiferent ce decizie vei lua, eu voi fi zi de zi cu tine, noapte de noapte, oră de oră, minut de minut, secundă de secundă. În timp ce Laura și mama ei se află în drum spre Florin, falsul preot slujește chiar acum la un parastas. Veșnica lui pomenire! Odihnească-se robul lui Dumnezeu Ioan acum și în pururea și vecii vecilor. Amin. Haideți, domnule. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Cred că ar fi unde e? Unde momentul e de oportun să vă spun că în momentul de față soțul dumneavoastră oficiază un parastas. Oamenii nu vor fi deloc mulțumiți de prezența noastră. Dar trebuie să știe oamenii de la masă că este un impostor. Tocmai de asta că-l vină. Da. Vină cu acea, uite acolo. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăve. Băi, ce e aici cu voi? Ieși afară! Băi, ieși afară! Tu ești să dai jos haina după tine! Tu ești Florine! Domnul ăsta este un impostor! El nu este preot! Acest om este... Măi, oameni buni, mă, ce se întâmplă aici, mă? Mă, ce se întâmplă aici? Ce preot ești tu, mă? Băi, nene, aici e un parastas. Ce treabă aveți? Foarte rău pentru persoana care are acest parastas. Dumnezeu să-l ierte pe respectivul. Ieșite afară, băi, e filmat aici, mă, tot. Cu,
Noi avem o problemă aici cu părintele cu a Petrei. Care de fapt nu e deloc părinte. Lasă-mă, nene, adică e părinte care un copil, dar nu e popor. Și tu treaba asta. Omul ăsta, vă spun sincer, nu este preot, este un impostor. Eu sunt nevasta lui, nu este preot. Ce aveți cu părintele? Doamnă, ia mâna după mine. Dă-te, doamne, la pate, nu știu. Nu așa să pui și de așa. Florine, tu ești preot, Florine, oamenii ăștia știu că tu ești căsătorit. Ce faci? Cu exact acum? Ce? Acum, da! Veniți să vă povestesc eu! Veniți încoace! Lăsați doamna Pomana, veniți încoace să vă povestesc eu! Veniți încoace să vă povestesc eu cine e ăsta! Veniți încoace să vă povestesc eu! Calmează-te, nițel! Nu mai țipa, nu mai urla la noi, da? Păi nu mai face aici pe șeful! Venit cu, omule, dar cu tupeul! Păi ce e asta? Hai să lasă-i pe oameni, te rog! E parastasul unui om care a murit acum. Dumnezeu să-l ierte. Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt nevasta lui. El nu e nevasta cui? Nevasta acestuia care se dă preot. Haideți, doamnă, lasă mă faci că eu nimic. Sura n-are cu n-are nevastă, n-are nimic. Are și o fată cu mine, a plecat de acasă de 6 luni. Nu cred așa ceva, nu e adevărat. Ești la fel ca toate. Nu e adevărat, deci dacă era ceva mi-ar fi spus, îl cunosc de mult. Păi eu sunt nevasta lui. Cum adică? Nu-i părintele? De cine? Nu e adevărat? Tu și-a lăsat familia și casa și copilul. De ce? De eu ce? Am probleme, avem o fată împreună, Ioana este bolnavă, a fost diagnosticată cu autism. Și din cauza Mamă, asta... vorbim despre același om? Da, vorbim despre același om, ceva iar eu pe tine te-am văzut cu el în... N-am nicio legătură cu el, nu am nicio legătură. În primul rând, mi-a zis că e însurat. Eu nu știam de el că e însurat și care e copii nici atât, ați înțeles? Femeie, liniștește-te. Nu e nicio problemă, nu este nicio problemă. Nu e adevărat, nu ești părintele nostru. Cât am fost cu voi în sat, v-a fost bine. Au mers cununii, au mers botezuri, au mers înmormântări. Nu e adevărat, eu ce văd aici, spune că dumneata nu ești părintele. Nu asculta ce spun alții. Cu ce drept ați intrat aici? Eu am un parastas. Dumnezeu să-l ierte. Eu vă cred, dar cu ce drept ați intrat să-mi stricați mie parastasul? Doamne, îmi cer mii de scuze. Ce ai făcut? Te-ai dat popă? Crezi că e din cauza mea? Nu ești popă. Crezi că e din cauza mea? Că nu ești popă. Acest om este ginerile meu căsătorit cu fica mea. Are o fetiță de 4 anișori, bolnavă, a fugit de acasă când a auzit boala fiicei lui. Nu este preot, ce nu înțelegeți? Este un impostor, da. Faceți reclamație la poliție, huiduiți-l din sat. Huiduiți-l. Doamnă, dumneavoastră vă convine ca eu, un cetățean simplu să vin să o fac o slujbă la căpătâi? Este asta, vreau să spun, el a făcut mormântare ginerului meu, ginerului meu înseamnă că nu este mormântat? Nu este mormântat, doamnă. Nu sufletul nu este mormântat, nu nimic, nici copii botezați nimic. S-a folosit de banii dumneavoastră. Înțeleg că nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva. Dar omul ăsta, Florina Petrei, nu este preot, doamnă, e un impostor. Doamne, n-am cum să vă cred că este un impostor. S-a comportat foarte frumos în comună la noi. Da, este de puțin timp venit, dar a ajutat foarte multă lume. Eu nu neg asta. Dar ce garanție aveți cu omul ăsta este preot? N-am nicio garanție decât faptul că m-a ajutat să ajung aici și să fac un parastas mai ieftin decât în altă parte. Nu știu neapărat dacă l-ați făcut mai ieftin. Nu știu dacă asta contează. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, a Petrei l-a înmormântat pe soțul dumneavoastră? Da. Doamne, cum și vreți să spuneți că nu-i preot? Asta înseamnă că soțul meu a fost înmormântat fără o slujbă creștinească? Ăsta e preot? Păi ce nu? Este ginerele meu. S-a folosit de dumneavoastră oameni simpli de țară, oameni buni, și s-a făcut înmormântări fără slujbe de preot, că el nu e preot. S-a făcut botezuri, nunți, a băgat bani în buzunar și va păcăli pe toți. Omul este bine mersi, adică el un om normal ca și mine, meu, ca și dumneavoastră. Fără o slujbă creștinească. Este căsătorit și și-a abandonat familia. Fetița lui suferă de autism, domnule. Mă, nu ți-e rușine, mă, tu-ți bagi joc de fata mea. Florin, aș vrea să vorbim. Vreau să vorbim amândoi. Pâine de pomană de la mine. De pe mine. Luați mâinile de pe mine. Ce seamănă după tine? Gata, lasă-mi. Știi tu ce e familia mea? Bătrână, știi bine ce e familia mea? Ți-ai bătut joc de fica mea și de fica ta. Auzi, popă, de la popa nostru, impostor. Noi aveam încredere în el. Nu a botezat căsătoria, copiii să ne botezeze. Înseamnă că mortul a fost degeaba. Am pătrăit oameni și el un stroc. Nu mi-am bătut joc de voi, oameni buni. Nu m-am bătut. Ți-a mers botezul cum trebuie. Am mers botezul, V-am onorat.
Privește, n-am serios. Părinte, tu n-ai nu e posibil ce auzim din gura oamenilor. Voi credeți primul venit? Primul văzut? Asta credeți? Ba da. Păi vine aici să spun că ești un trăitor, un mincinos. Nu am văzut că nu, nu ai încreștinat copilul. Oameni buni, vrei să taci, domnule, un pic? Ce ajutat, domnule? Vrei să taci? Vreau să vină poliția să le adei. V-am făcut bine și acum săriți pe mine. Ce bine ați făcut? Vrei să nu urim treaba aici. Asta e. Doamne, v-ați luat-o pe femeia asta că nu știu cine aici. Doamne! Ce te baști în familia fetimele? Nu știu cine ești. Ce te baști în familia fetimele? Ce ți-am făcut eu ție? Eu nu vă cunosc, doamne! Crezi de cucă dacă nu te fac praf. Doamne! Eu nu știam cum ăsta e însurat, mă înțelegeți? Ce faci? Nu e preot, dar veni și ne amintiți de ce. E adevărat ce spuneți, nu? Omul ăsta l-am filmat în momentul în care s-a dus în București la o firmă de pompe funebre ca să-și ia comisioanele. Îngropat fără slujbă, Dumnezeu să-l ierte, cu tot respectul. Vă dați seama că... Știu că nu se cade, știu că nu se face, dar ce-ați fi preferat? Ce-ați fi preferat? Să trăiți în continuare așa? Omul nu are nicio calitate. Este adevărat, dar gândiți-vă că și eu am plătit o groază de bani și am rămas... Ajutorul ăsta are de fapt două fețe, e un interes la mijloc. Pentru că omul știe să se facă plăcut. Deci el a urmărit ca să aducă toată lumea la el noi. Să-și facă aici evenimente, să-și facă fel și fel de parastasuri, pentru că restaurantul este al lui. Ți-ai bătut joc de numele lui Dumnezeu. A făcut restaurantul. V-am ajutat, bătrânii, au trecut iarna pentru că eu am dat în banii mei, înțelegi? Și dacă am luat de la voi și am dat la bătrânii aia... Și-a făcut restaurantul aici. Drept că tu nu ești frumos. V-am ajutat să faceți treaba asta, că nu erați în stare să faceți voi. Am avut încredere în tine. Nu știți, care e mine, de ce am plecat eu de unde am plecat și de ce am ajuns aici? Și nu o să știi niciodată. Și ai venit să ne păcălești pe noi, să ne miști. Tu știi ce face nevastă ta? Ce face nevastă? Ăsta te înșeală cu popa, mă. Ce popa, mă, cum se... Așa ceva, mă. Hai, vino să-ți arăte Ernest pe cameră. Impostor. Ai fost jocăit un sat întreg. Tu nu știi câtă durere e în mine. Da. De ce am plecat de acasă? Nu știi asta. De ce ai plecat și m-ai lăsat singură, Florine, cu fata bolnavă, zi? Nu puteam să văd în fiecare zi când aia mică suferea, tu sufereai pe lângă ea. Și apoi trăim într-o lume în care știm ce e autismul. Da. Ce să mă gândesc? Că ea peste 15-20 de ani, când o să fie adolescentă, o să sufere în ultimul hal. Că până la sfârșitul ultimei zile a ei de viață, eu o să mă chinui și tu o să te chinui. Da, așa, și da. Suntem doi chinuiți pe viață. A fugit, n-am putut să mai suport. Bine, vrei să ai lângă tine încă un... Eu nu mai fac față singură, sunt terminată, nu mai dorm noaptea, nu mă înțeleg cu ea, tu nici nu știi măcar cum se comportă. Așa e, mă, că s-a întâmplat cu nevastă mea ce s-a întâmplat, că tu ai zis lumea asta care se dă la mine. Mai ia piciorul de aici. Așa zice lumea de prostiile astea, că tu ești adevărul ăla, înger. Hai mă, calmează-te. Deschide ochii, ce ești. Gândește-te la ce-i mai bine pentru fată. Noi am făcut niște bani împreună cât eram amândoi, da? Pentru fată, să-i fie bine. Da. Ei. Pentru ceea ce vreau să fac eu pentru ea, trebuie mulți bani. Și am recurs la ceea ce am făcut în momentul de față. Dar nu ajuți așa. Nu mă ajuți pe mine, eu nu mai pot. O să clachez. Nu mai pot să fac față. Eu n-am mai dormit nopțile. Eu nu mai știu cum e să te odihnești. Tu știi cum e să crești un copil care are autism? Vino în mă, prin coace, acum! Unde să vii, mă? Ce vrei, mă, și tu? Vine, fă-mă! Nu vreau să vin nicăieri, lasă-mă-n pace, ești nebun și tu! Doamne Dumnezeule, mă, voi nu sunteți sănătoase! N-aveam cum să fac altfel, Florin! Nu sunteți sănătoase! N-aveam cum, unde dădeam de tine dacă tu mi-închideai telefonul de fiecare dată? Aveam nevoie de tine, să merg la psiholog acum cu fata, să merg la logoped! Sunt un familist, știu da? Știu că ești de asta și eu, că mama știi mi-a că zis... Știi că strâng bani pe bani. Știi că de niciodată n-am făcut prostii, n-am făcut aia. Cu ăsta, mă? Cu cine, mă? Cu ăsta, mă? Da? Și cu ăla? E de 5 ori mai îmbătrân ca tine, fă... Da, întreba de ce m-am dus cu ăla așa cum îl numești tu? Da, tu te... Mă, te-ai avut de toate lângă mine. O să plătiți pentru tot ce ați făcut. Doamne, o să discutăm, o să vă calmați. Nu o să mă calmez, domnule. Ai oficializat în hotărâri. Păi, domnule, nu se poate. Un pic. Nu mai vorbiți peste mine. Nu mai vorbiți. Vreau să vă spun. Opriți-vă un pic. După ce se termină asta, am să vă explic totul. Dar să plece ăștia odată de aici, înțelegi? Să pleci tu, domnule.
Florina, m-ai dezamăgit cum nu m-aș fi așteptat vreodată de la tine. Oricum, să știi că dacă te întorci acasă, nu mai e nimic între noi. Pentru că am văzut și că te-ai culcat cu femeia asta și tot ce ai făcut pentru bani, pentru să ne ajut, să faci. Ajutorul tău este să fii cu noi acasă. Pe ce ți-e plângere penală să judece tribunalul? Că asta merită ăsta care ne-a lăsat cu lacrimi și cu foc. Scoatem de aici, să-l ducem la poliție. Îl scoatem de aici, cu huiduiți din sat. Stresați de ce se întâmplă în comuna noastră. Dacă erai femeie deșteaptă, aruncai după mine, mă, dar nu arunci pe atâția oameni, mă, mă, mă. Mă, dar tu cum ai putut să te faci, mă, preot, mă, și cu ăla a venit la noi în casă să se folosească de tine, să-i faci lui ăsta bani, să faci lucruri de astea atât de urâte. Mă, care zici că vorbăia, te duci ca la un preot, bună credință, zici că e om, că a fost drăguț, a purtat omenos cu noi, se ca să... Da, da, dar cine își închipuia că poate să fie așa un impostor care deportează copiii? Băi, fii atent. A adus tot asta, că ea sigur n-ar fi făcut asta. Pe tine, da? Te-a mâncat în ce-ai bătut-o la cap? Ce-ai bătut-o la cap? Te-ai dus, pui pe aia cu craci în sus. Pe tine te-a mâncat-o. Hai să-i tirezi croculețe aici. Ce era să fac, mă? Ce era să fac? Eram singur aici, nu? La un moment dat atunci, căpiesc. De ce, mama, ești tare în gură, mă? Am găsit-o, de ce ești? Am găsit-o. Ai găsit-o? Îmi petrec cu ea. Dar veneai în București de două ori pe săptămână. De ce nu veneai să-ți vezi fetița? Oricum e mai bun ca tine, că altfel nu mă duceam la el, ai înțeles? Fractul, sorta, e la mâna mea. De toată ce, familia ta. De ce, mă? Te bucur că te-a făcut ăsta patron, a? O să... Ce te patron? Te bucur că te-a făcut ăsta patron. Ce făcem, mă, dacă nu erai patron? Ce patron? Ăsta patron, ce tu te auzi ce vorbești? Da, ia, vă omor. Tu te auzi ce vorbești? Da, patron! Ăsta nu-ți dădea restaurantul. Nu mai filmați, vă rog eu frumos, nu mai filmați. Băi, dacă nu dădea, dacă nu dădea, dar nu e treaba ta, nu te steculi tu de acum. Da, spune, Doina, spune. Unde sunt banii mei care eu vi-am dat să mă ajutați Doina, să fac cumpăra asta? Doina, îți pot explica, dar nu în momentul de față. Lasă să se termine tot circul ăsta de 2 lei și îți explic unde sunt banii. Dacă e nevoie, îți dau și banii înapoi. Numai eu, să, părinte, se termine nu am nevoie. Doina, nu am nevoie să-mi dați banii înapoi. Vreau să mă înțelegeți că nu vreau banii înapoi, vreau o slujbă pe care mi-ați făcut-o fără și, să fiți preot. Și a fost rea? E bine că eu m-am mormântat soțul fără o slujbă creștinească? Recunosc că am greșit. Recunosc că nu sunt preot. Dar dumneata recunoști că ceea ce am făcut pentru satul ăsta au fost numai lucruri bune. Ai mascat cu binele. Părinte, nu e nimic de recunoscut. Părinte, nu e nimic de recunoscut, dar o să vă judece cel de sus. Anul ăsta, dumneata, ai făcut vreun bine. Ați înțeles? Eu am făcut. Cât am ținut eu la tine, fă. Cât am ținut eu, fă, la tine și am făcut ce am putut. Ce făceam atâta dimineață până seara? Ce făceai? Te întreb pe tine. De ce mă sunai cu număr ascuns de fiecare dată? Ca să nu dai de mine. Păi și de ce nu mi-ai spus? Și uite că tot ai dat. Tot am dat și uite cum te-am găsit. Știi că e suspect. Cum acum ai găsit? Îmi găsisem și eu liniște aici. Ce și eu, nevasta ta, fata ta, și tu ți-ai găsit liniște aici? Mă, dar taci odată! Da, dar tu cum ți-ai găsit liniștea când știi ce familia e acasă și ce ți-ai lăsat? Ne-ai abandonat și nu ți-a păsat deloc. Ai plecat de lângă noi, ți-ai lăsat copilul. Ia a complicat totul. Ia! Ia doamne, spune vă asta. Rog eu frumos, mă, doare o, ce ți-a lipsit ție, mă, de la mine? De la mine, eu! Fraierul ăsta din fața ta. Da, ce ți-a lipsit? Ai fost un bun, mă. Și la afară să fii un bun, ce ai mai făcut, mă, altceva? Ce ai mai făcut? Ce am putut eu, ce da, mi-a dat Dumnezeu, mâini, ți-am pus la picioare. Afecțiune aveam, mă, de la tine? Ce aveai tu? Aveam afecțiune de la așa tine? Aveam? Așa. Aveam. Eram mereu lângă tine, iubirea mea. Când mereu lângă mine erai 12 ore la muncă, da? Aia, fă aia. Și atât, altceva? Te-ai găsit amantă și eu acasă noaptea cu fata bolnavă și tu ți-ai găsit amantă și îmi spui mie acum de liniște. Ce liniște e asta, Florine? Ce liniște e asta, Florine? Că ți-ai găsit amantă? Ia spune, de când? Și de mine și de fată bolnavă acasă, tu erai cu amantele astea? Hai că aș fi înțeles că ești proud, că o faci pentru bani. Băiete, ia-o de aici, ia-o de aici, că-ți mor părul din cap, să mor de femeie. Dar nu te-ai gândit acasă că ai nevastă, că ai copil? Tu ți-ai găsit liniștea, ți-ai găsit liniștea unde? La amantă? Asta e liniștea care ți-o dă ție. Ia-ți dă de ție putere. De aici îți dai tu puterea să-ți faci rost de bani, să-ți vindești copilul. Păi noi cine leagă? Cine leagă? Avem casă împreună, avem copii, avem ceva, n-avem un act. Tearpă de asta. Mă, ești tearpă, nu poți să faci copii nebună. N-am vrut să fac copii cu tine, mă, aia e. Dacă stăteam lângă ea, nu da, rămânea de dus să până la capăt ea, decât o viață cu un copil bolnav în care tu sufereai și eu sufeream. Și eu nu vreau să sufăr. Nu ca să ai și amante. Nu vreau să sufăr, nu vreau. Nu vreau să o văd suferind. Asta nu arată faptul că ție ți-a păsat sau că o făceai pentru bani. Tu te-ai făcut aici, ți-ai găsit libertatea, aici ai stat cu femei. Hai, Donice, hai. Uitați ce mi-a făcut, mi-a mormântat soțul după atâția ani de zile fără o slujbă creștinească. O să plătească. Un escroc. Un escroc. Cum e posibil?
O să nu dați, o să-l judece cel de sus. Tu ești normală la cap, ai auzit ce a făcut ăsta? Da, știu. Bă, nene, și-a bătut joc de oameni. Hai să-l lăsăm, pentru că să vorbească. Ți-a dat și ție de lucru, mi-a dat și mie de lucru, da? Ce lucru, mă, că oricum găteam undeva. Făceam ceva, ce e pat? Nu făceam, muream de foame dacă te lăsam pe tine. Încă 7 restaurante din zonă. Eu așa. Sunt acolo, da, ai înțeles? Mă, nu trebuie să fac compromisuri, mă! De-aia s-a curcat el cu ea, să mai mânci! Da, 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 ea știa bine, nu e preot, știa de la bun început. Laura, vină un pic. Te-am făcut de râs față de oameni pentru că asta ai meritat, Florine. Asta ai meritat, vii acasă acum! Nu mi-a dat nimeni gratis, am muncit pentru banii ăștia. Am muncit în pat cu Florin. M-a ajutat. Am muncit în pat cu Florin. Mi-a plăcut de el, că era un om bun. Da, mi-a plăcut de el. Cum ai ajuns în patul lui? A venit la restaurant, am vorbit frumos. Doar că ai știut că nu e un preot, ai știut că aici este o fabrică de făcut bani, ai știut că aici se înșală oameni. Am știut. Ok? Da, pentru asta merită să ți se bată obrazul. Nu era chiar. No. Fac alții altele și mai grave de atât. Hai să facem și noi. Și atunci unde ne oprim, nu? Hai cu toții să mergem pe ideea asta. Să dăm țepe, să înșelăm. Unde ajungem? N-am furat, n-am dat în cap. Lasă că a furat el. Lasă că a furat el, da? Ce a furat el? Tot ce face el, fură. Cum ai putut, mă, tu să faci asta? Și eu? Cum ai putut când știi că ai un copil acasă având bolnav? Având grijă de un copil, da, când știi că Ioana e bolnavă acasă și a fost diagnosticată cu autism. Vin pentru autism. Fată, nu pentru tine, n-avem grijă. Păi nici eu nu mai vreau să fiu cu tine, stai liniștit că nu ți-o iert. Nu vin pentru măta, mama. N-ai treabă cu mama. Băi, n-ai treabă, ia uite, faci pomeni, faci parestate. Ce v-ați abandonat familia? Cum ai putut să faci asta, Florine? Cum ai putut? Domnule Petrei, știi tu sau știți dumneavoastră câtă durere am eu în suflet sau câtă este și cum o port, unde o duc? Nu pot spune asta, că aș minți. Păi și atunci. Dar nu mi se pare fuga așa o soluție. Nu mi se pare faptul că ce durere aveți dumneavoastră în suflet și vă călăriți cu fătuca aia pe unde apucați. Cum încercați să mă păcăliți pe mine? Singurătatea. Singurătatea m-a determinat să mă leg de fătuca aia. Tu ești obosit, Don. Care din acasă obosit, tu ești obosit, stai în pași și te culci după. Da, da, da. Da, m-am dus la ăla, da? Așa e. Că mai bun ca tine, avea timp. El avea timp. El avea timp de mine. El avea timp de mine. Lasă, păstrează tu prietenii tăi. Da? Mi-aleg eu pe cine vreau. Vă puteți imagina prin ce a trecut Laura în astea 6 luni? Bani. Cu bani mulți reușesc să încerc un tratament pentru fată. Și banii nu puteam să-i fac decât în modul ăsta, mai negru. Vă bateți joc de noi? Știu că o să plătesc pentru asta și o să fiu tras la răspundere. Cât credeți că o să țină șmecheria asta? Pe bune? Cum o să vă ajutați copilul dacă ajungeți în închisoare? Dar ce înseamnă asta, bă, nene? Ce înseamnă asta? Ce să spun? Dă-mi și mie o explicație. Da, sunt vinovat. Că i-am mințit pe oamenii ăia, că mi-am mințit soția. Bun. Că de tine nu spun că nu-s vinovat cu Florine, nimic, înțelegi? Dă-mi și mie o explicație. Cum ai ajuns tu în patul lui Fufa aia? Ia spune și mie. Aici ai explicație. Cum să ajung? Ajung? Cum ai ajuns? Mă, din întâmplare? E o femeie de care m-am legat. Așa, de ce? N-aveai soție cu tânără? Înțelegi, da? N-aveai soție tânără? Ai tot dreptul să mă judeci, dar crede-mă, nu am știut că voi sunteți căsătoriți. El niciodată nu mi-a povestit despre trecutul lui. Nu mi-a zis că a avut o relație, nu mi-a zis despre soție, nu mi-a zis despre copil nici atât. Mai ales un copil cu probleme. Deci mi se rupe sufletul mai când aud, da, nu e copilul meu, nu am copii, poate. Nu simt suferința pe care o relație fără să știi despre ce e vorba. El este un om bun, era un om bun, m-am înțeles foarte bine cu el. Nu știu de ce a ales să fie preot impostor. Dați-i domnul Traile astea jos după el. Țineți-o în frâu, că eu nu mai răspund de mine, la modul serios. Ești boss, hai să vorbim, da? Că suntem oameni, da? De ce te-ai culcat cu nevastă? De ce te-ai băgat într-o relație cu altcineva? Când tu ai soț acasă, ai bărbat, ai tot ce nu trebuie. Ce ai despre căutat fiind femeie măritată? Ce ai căutat tu ca femeie? Te întreb eu pe tine, nu vreau de la femeie la femeie. Să discut despre relația mea, dar crede-mă, soțul dar meu de ce ai făcut-o? Nu contează, nimic, de ce stai cu el? De ce ai făcut-o? Mă doare sufletul în mine că ai fost tu ăla. Înțelegi? Pentru că eu știu foarte bine situația ta. De ce, mă? De ce? Că tu trebuia să ții, tu trebuia să ții chiloții pe tine, să-ți vezi de treaba ta, de interesul tău. Tu cu mine făceai bani. Nu poți să renunți nici așa repede la o relație, nu știu. Dar ce ți oferă el în plus, Florin? Ce face el pentru afecțiune? Tine? Afecțiune. Deci eu n-am știut că el e omul de care tu afecțiune? Da. Tu vorbești mie de afecțiune în condițiile în care el pleacă acasă și joacă nevasta și familia și fata bolnavă? Afecțiune? Nu l-aș fi crezut în stare de așa ceva. Tu vorbești mie urât, tu mie îmi vorbești bine urât. Că n-am fost niciodată. Veneam și spuneam masa și te întreba, Florine, mamă, ce pofte să-ți fac de seară să mănânci? Că erai mai pretențios la mâncare, nu ți-e ție puțin rușine? Să mă iei pe mine peste picior. Dar fiica dumneavoastră ta, să are mare am ținut la tine foarte mult, m-ai dezamăgit rău de tot, m-ai făcut să sufăr și eu. Trecând și peste tot și ceea ce tu crezi, vorba... tu crezi că eu nu sufăr?
ce... Sunt om și am și un suflet, dar nu pot să suport. Puteai să vii să ne explic cum am, intrat... am un copil care... Ce faci că ți se face reclamație, pe plângere penală la poliție? Ajungi în tribunal, Florine, și poate are nevoie de tine. De ce n-ai făcut asta? Nu găseai un alt loc de muncă, o altă scăpare? Exact când s-a bolnăvit fetița. Am descurcat eu altele mai grele, o să le descurc și pe astea. Dar nu suport să am un copil bolnav, mă doare! Păi și te-ai gândit tu să faci ceva ilegal? De unde ești tu preot? Nu-mi vine să crezi ce aude și crede-mă. Asta e, până la urmă, nu este omul bun de care tu zici. Adică un tată nu-și lasă copilul. Un copil bolnav. Ca să știi cu cine ai stat și la cine a plecat urechea că este un om bun. Nu, nu este un om bun. El căuta consolare, căuta să uite de problemele care le are acasă, că fata lui a fost diagnosticată cu autism. Asta e durerea de care spuneam. Comport. De obicei răbăvnește când sunt singur, da. Nu s-a văzut, Florine, că ai suferit. Asta mă doare cel mai mult. Nu s-a văzut dorința ta să-ți vezi fica. N-ai vărsat o lacrimă pentru fata ta. S-a văzut, erai entuziasmat, aveai amantă, nu aveai treabă, tu aveai ce bani în buzunar. Ce puteam să fac? Eram singur. Nu? Dar ți-ar da de amantă, indiferent că e singur. Ți s-ar da de amantă? Cum puteai tu să... Nici eu nu știu cum am ajuns aici și am făcut ce am făcut. Dacă ți-am greșit, iartă-mă, să mă iertă. Asta trebuia de la început, să nu aduci atâta suferință pe sufletul nostru. O să vin acasă până la urmă și... Și tu, Gigi... Bă, păi eu nu te iert, mă. Acum cheia e la mine. Ce mi-ai făcut tu, bă? Cu cine, mă? Cu ce iubeam eu cel mai mult, ce țineam eu cel mai mult, mă? Înțelegi? Te și înțeleg, știi, mă, tu știi prea bine treaba asta. Ai înțeles? Da, uite... Roagă-te la Dumnezeu și la Măicuța Domnului să-mi treacă crizele astea și să mă gândesc la copilul tău, bă, eu nu am crezut că el poate să ascundă în spate o poveste așa de gravă. Dacă tu nu ai fi fost în relație cu el, știind că nu este preot, el s-ar fi întors acasă, pentru că nu avea de ce să stea. Tu n-ai făcut decât să-l ajut să stea, pentru că dacă el nu era cu tine, dacă voi nu erați amanți, nu stătea. Îți spun sigur că nu stătea. Eu ți-am explicat cum a stat situația, poate dacă nu eram eu, era alta. Gata, hai să ne liniștim, mai că a fost prea mult. Oare stau să mă întreb? Eu zic să te liniștești tu și gândește-te bine. Ai, nu vezi, acum, în ultimul ceas, chiar realizezi ce ai făcut, Florine? Chiar realizezi 100% ce ai făcut, ce greșeli mari ai făcut? Florine, vreau să stau, te rog frumos, de vorbă cu tine. Te rog mult mai de tot să mă explici. Oameni buni, mai, dar... Nu, Florine, spune de ce... M-ai mințit. De ce nu mi-ai spus că ești însurat? De ce nu mi-ai spus că ai un copil cu probleme grave, nu așa? M-a terminat. Și atunci, fără să vreau, m-am trezit că am plecat de acasă. Nu suportam să văd, nu suportam să mă gândesc ce ar putea să se întâmple. Da, Florina, ai plecat de acasă și m-ai lăsat singură. Nu era corect să trecem împreună prin asta? Laura, să-i explici. Da, explici, dar zi tu ca femeie, nu era corect și la bine și la rău. Ajungem și la asta. Să trecem împreună prin asta. Dar mie de ce nu mi-ai spus nimic despre trecutul tău? De ce nu mai fi tu nu trebuia să știi. Am stat de vorbă de atâtea ori. Îl credem pe omul ăsta? Nu știu, el acum a apărut lacrimile afectat. Lacrimile astea sunt... A apărut afectat acum, nu știu ce să mi cred, sunt confuză. Dumneavoastră știți, eu acum dau ochii el. A fost un băiat bun, într-adevăr, până s-a îmbolnăvit fetița. Lacrimile astea le simte, le vin din suflet sau... Da, acum văd că le simte. Durerea asta nu o să se uite niciodată, oricum. Rana va rămâne deschisă să toată viața, de câte ori am să-l privesc, am să-mi amintesc. Dar cum a spus și fiica mea, mamă, pentru fetiță facem credeți-mă, asta. Credeți-mă, doamnă, cu mâna pe suflet, vă spun că eu nu știu ce să cred. Nu știu, vom vedea ce va ieși. Însă, momentan, ar trebui să stea lângă fiica lui, pentru că mereu fetița întreabă, tati, nu mănâncă, îi curge lacrimioara pe obrazul, văd cum îi curge lacrima pe obraz și spune, unde tati. Aveți grijă. Să-ți fie rușine. Asta e pentru mine și pentru fiica ta și pentru soția ta, că ți-ai foarte bătut joc de toate. Foarte bine ți-a făcut, Florin. Asta a căzut în plasa lui, că e de muscărea. Lasă-mă, femeie, și a căzut de muscărea și a căzut în plasa lui. Sau așa e ea născută. Și el, ca bărbat, normal că a agățat-o. Ce faci, mama? Ce să facem? Merg acasă și l-aștept acasă. S-au lămurit lucrurile să vină acasă, a zis că e dispus să vină acasă, să stea cu fata, să stea noaptea, să nu mă mai chinui eu, să meargă cu ea în parc, să facem, să trecem împreună prin lucrurile astea, pentru că împreună am făcut-o, nu? Gata, e prea mult deja, e te prea mult. Te liniștești și discutăm peste o săptămână. Du-te acasă liniștit, ai grijă de copilul tău. Fata asta a aflat și ea care e adevărul și care tot ce a ascuns până acum și datorită ei a stat aici. Băi, dacă s-a culcat cu mine, o să se culce și cu altul. Adică o să stea lângă dumneavoastră cât? 2, 3, 5, 10 zile? Până când vine să-l întrebe poliția de sănătate?
O să ai probleme cu oamenii ăștia din sat, Florine. Nu, o să ai probleme cu legea. Îl băgați în viața fiicei dumneavoastră ca după aia din nou să dispară brusc pentru câțiva ani. Acum îți iei lucrurile. O să fac ce vreau, nu ce zic. Mă gândesc, am zis. Lasă-mă păi să nu, mă gândesc. Cu mine nu mai ai ce să faci. Stai! Hei, 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 Laura, o să vin acasă, lasă-mă să rezolv treburile aici și o să vin acasă. În seara asta vii acasă. Chiar dacă nu le rezolv aici în seara asta... În seara asta vii acasă. Voi veni cu siguranță în seara asta acasă. Eu discutăm nu mai pot să mai stau cu ea, nu mai acasă. Pot. Discutăm acasă, gata, 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 gata. Doamne, Doamne, Dumnezeule mare, Dumnezeule mare. Asta mai trebuia mie acum. Ăla nu popă. Asta mă înșeală. Bă, dar în ce țară trăim noi aici, mă, ce e asta, bă, nene? Ori așa, ori așa. Dacă tot am avut un caz cu un preot, fie și el un preot impostor, merită să ne amintim de o poruncă biblică, să nu judeci. Nu judecăm, dar putem lua aminte. Greu de înțeles felul de a gândi și de a acționa lui Florin. Nici decizia soției nu poate fi judecată. Până la urmă, cei doi, într-o formă sau alta, au decis să fie împreună acum, la greu. Le dorim să treacă peste toate greutățile pe care le au. Iar vouă, vă spun să aveți mare grijă ce faceți, pentru că ochii din umbră văd tot. Oricât de dureroasă ar fi o situație, nimic nu justifică faptul că un tată și-a abandonat fiica, aflată într-o situație dramatică. În cazul de față, cu toate scuzele din lume, Florin și-a trădat familia. Specialiștii emisiunii vă recomandă să cereți ajutor, să rămâneți împreună la bine și la greu. Doar așa o familie poate răzbate în viață.